Rusia a atacat din nou Ucraina noaptea trecută. Focul invadatorilor ruși a țintit 11 regiuni ale țării, existând morți și răniți, scrie presa de la Kiev. Unul dintre atacurile cu drone a avut loc în apropiere de granița cu România, lângă localitatea Isaccea din județul Tulcea. Un bărbat a surprins cu telefonul atacul și a povestit că a reușit să scape cu viață. Dă-i drumul că mai vine o dronă! Nu auzi, dă-i drumul că vine! Auzi, oai! Fugi! Fugi că pică aici! Uite, oai! Aici o picat direct în vamă! Dă-i, 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 dă-i drumul! Dă-i în față că m-ai trimis! Tăi de p***a, bine că am scăpat de data asta! Dă-i să treacă iute dincolo că mai vin încă! S-a întâmplat în jurul orei 3 dimineața în vama ucrainană Orlovka. Bărbatul a povestit că a ieșit din vamă și a urcat pe bac. Potrivit lui, dronele cădeau de-a lungul râului Dunărea. În momentul în care am trecut de bariera de control la vama ucraineană, în vama ucraineană, în spatele meu, în parcarea din afara vamei, a explodat o dronă. Am accelerat și mai tare, am urcat repede pe bac și încercam să-i fac pe oameni să înțeleagă, pe oameni de pe bac, că mai vin altele, pentru că se auzeau efectiv foarte tare mai multe drone. Și încercam să-i fac să înțeleagă să plece acum, atunci era momentul să plecăm dacă vrem să scăpăm cu viață. A explodat o altă dronă la 30-40 de metri de noi. Pe malul ucrainean. Da, în vama ucraineană, exact în vama ucraineană. Potrivit autorităților ucrainene, la Ismail infrastructura portuară a fost afectată, iar mai multe depozite și vehicule au fost avariate. Reprezentanții gărzii de coastă din România au anunțat că traficul prin Isaccea este închis din cauza atacurilor de pe partea ucraineană. Ieri, tot în urma unui atac rusesc masiv nocturn asupra sudului Ucrainei, în orașul Odessa au fost distruse clădirea unui hotel, depozite de cereale, portul maritim și ateliere. Potrivit autorităților, rușii au folosit rachete calibr de înaltă precizie și rachete supersonice Onyx. Două persoane au murit, scrie AFP. De mai bine de un an și jumătate, Rusia a lansat un război neprovocat în Ucraina, cauzând moarte și distrugeri masive în infrastructură.